Bună ziua, dragii mei! Astăzi nu voi găti mare lucru decât o banală mămăligă pe care o vom servi alături de brânză cu smântână cumpărate de la producătorii locali. Pentru mămăligă, o porție pentru 4 persoane, vom avea nevoie de 2 litri de apă în care am pus un praf de sare și 500 de grame de mălai. Să începem procedeul. Am turnat mălaiul în ploaie, amestecând cu telul continuu ca să nu se facă cocoloașe și să nu se prindă de oală. Și o vom lăsa la fiert timp de 10-12 minute, timp în care vom amesteca continuu cu telul sau cu lingura de lemn. Mămăliga se amestecă în forță pentru omogenizare și pentru fierberea mălaiului. Uitați-vă ce grosime are. Mămăliguța este la final. Vă doresc poftă bună!